Bun găsit, oameni buni! Sunt Ionel Stoica și alături de prieteni și partenerii noștri de la Penny, sponsor al tuturor naționale de fotbal a României și furnizor de produse proaspete pentru toți componenții acestor loturi, vă invit să străbatem din nou cărările atât de fascinante ale lumii sportului, îndeosebi ale lumii fotbalului, pentru că, așa cum se știe, nu peste mult timp va începe campionatul european de fotbal al națiunilor din Germania, unde România, după o absență de 8 ani, este din nou prezentă în elita acestor competiții. Invitatul nostru de astăzi este unul dintre cei mai longevivi fotbaliști români din istorie, dintr-un top all-time. El ocupă locul 4, Răzvan Ras. Bine ai venit, Răzvan! Mulțumesc de invitație. Să justificăm această apreciere. Bine v-am găsit! 113 selecție națională și puteau fi chiar mai multe. Da, puteau fi mai multe pentru faptul că mai puteam să continui cu naționala după Euro 2016, dar din păcate a fost un domn foarte bine intenționat și care din fericire, să spunem așa, măcar nu e român, și am fost un pic dat la o parte ca să fiu în sensul ăsta indulgent și să nu mă mai enervez, pentru că m-am enervat de fiecare dată atunci când am povestit despre ceea ce înseamnă și cum am părăsit, să spunem așa, între ghilimele, eu, echipa națională. Domnul Daum a considerat că nu mai era necesar oarecum prezența mea după Euro 2016. S-a dovedit, cred că și după mult timp, că din păcate, până la urmă, pentru echipa națională nu au mai apărut jucătorii așa cum ne-am fi dorit noi, și asta independent de ceea ce oferam eu la momentul ăla sau cât am oferit eu pentru echipa națională sau pe postul de fundaș stânga. Dar uite, așa a fost povestea pe care v-am spus, chiar am nervi de fiecare dată atunci când mi-amintesc, și din păcate nu neapărat pentru a fi cel mai longeviv sau să mai fi adăugat la aceste 113 selecții încă 20 sau 15 sau 10 sau 7 sau poate 30, dar era pur și simplu pentru faptul că la momentul respectiv eram actualul capitan eram capitanul echipei naționale deja de foarte mult timp, eram un jucător care activa în Spania, un jucător, să spunem așa, competitiv, care nu și-a arătat vârsta, sau cel puțin așa mi se spunea mie, nu sunt neapărat subiectiv, dar așa a fost să fie. Da, o să mai vorbim despre acest capitol, pentru că e un capitol important și e tema principală a discuției noastre, echipa națională și mai ales această poziție de fundaș stânga pe care tu ai slujit-o cu merite deosebite și cu expertiză, și iată, de ani de zile noi tot căutăm, și poate chiar o să te rog la momentul respectiv să vorbim puțin despre calitățile care sunt atât de necesare pentru asemenea post în echipă. Dar să mergem așa pe drumul ăsta cu începuturile. Tânărul din inima Olteniei, 7 ani, se apucă de fotbal, Piatra Olt, pe un traseu pe urmă care a cuprins și Craiova, și foarte devreme ajunge la o echipă atât de iubită cum este Rapidul. Păi, dacă este să o luăm de la început și să rezum un pic ceea ce s-a întâmplat de la începuturile mele ca și, să spunem așa, ca un copil care își dorește sau are oarecum o inclinație către fotbal. Începând fotbalul la 7 ani, nici măcar nu pot să spui că încep fotbalul la 7 ani, pentru că încep joaca, să spunem așa, și atunci doar părinții văd că dai mai bine cu piciorul în minge mai bine decât alții care, cum se spune la mine, sau aveam un prieten care spuneau că cei care erau
între ghilimele, antitalent sau nu erau talentați din punctul ăsta de vedere, când atunci când dădeau piciorul minge, parcă își rupeau picioarele sau mai era încă o remarcă de genul ăsta răutăcioasă, unii chiar nu știau, adică erau oarecum, atunci când alergau, erau oarecum descentrați, așa, și prietenul spunea că alergă, că, să spunem, între ghilimele, calcă în străchini. Și atunci, asta este ceea ce se întâmplă la 7 ani, după aceea, pentru că până la un moment dat, și eu cred că până la vârsta de 9-10 ani, pentru un copil este doar o joacă, pentru că nu înțelege, cu siguranță nu înțelege fotbalul și nu înțelege ceea ce se întâmplă, pentru el este doar o joacă. Mai departe, ajungi ușor-ușor să înțelegi niște lucruri, să înțelegi ce se întâmplă din punct de vedere al poziției tale în teren, cum ar trebui să te miști, cum ar trebui să spreiei o minge și cum ar trebui să ai tehnica pasei și așa mai departe. Am ajuns undeva, am jucat la Rapid Piatra Olt, că așa era... Destinul, Rapid. Da, destinul, da, Rapid era atunci, pe vremea aceea, Piatra Olt era un punct, un nod important de cale ferată, cu foarte mulți muncitori care erau în... Că era semi-oraș, așa, era o comună spre oraș, dar aveam undeva la 5.000 de oameni care lucrau pentru CFR, aveam și depou și triaj și tot felul de lucruri care, adică o întreagă... Complementare CFR-ului, da. Exact. Și atunci echipa era susținută de CFR și de... banii, să spunem așa, veneau din banii. Da, cât erau. E prea mult spus. Era susținută de Căile Ferate Române și de aia se și numea Rapid. Mai departe am ajuns la 13 ani să... Mama văzând un anunț în ziar cum că la Universitatea Craiova la grupa de 13 ani a regretatului sau primului meu antrenor, bine, al doilea, că primul a fost tata, și primul meu antrenor adevărat, să spunem așa, și era un anunț în care spunea că la Universitatea Craiova este un trial, o selecție pentru jucători de 13 ani și mama a văzut asta, nu tata, și a spus, mi s-a părut interesant, m-a întrebat dacă vreau să merg să dau proba respectivă, să merg la selecție, așa era, așa se spunea la momentul ăla, și am mers. Am și luat selecția, să spunem așa, am fost selectat din cei care erau la selecție și erau, cred că destul de mulți, nu mai amintesc, dar Erau câteva sute de copii la momentul ăla, mai ales Universitatea Craiova era, vorbesc despre 94, anul 94, 95, ceva de genul ăsta, doar ce fusese campionatul mondial, unde noi strălucisem, exact, unde noi strălucisem și plus de asta Universitatea Craiova era o echipă foarte, foarte iubită, ca și acum, în păcate s-au mai schimbat lucrurile, dar în fine. Și atunci am luat selecția și am rămas la Craiova. Cât ai stat la Craiova? 2 ani, un an și jumătate, cred. Între timp, practic, Angel Mităchescu, antrenorul care a fost și antrenorul lui Gică Popescu, al lui Stângă și al altor jucători emblematici, dacă aș putea să spun, pentru fotbalul românesc, a avut un conflict cu cei de la universitatea și am ajuns undeva, adică și el cu toată grupa am ajuns undeva la Constructorul Craiova, care era juca în Liga a doua, era atunci pe vremea respectivă, era Divizia A și Divizia Națională.
Da. Ca să înțelegem, acum era Liga a doua. Am ajuns la și am devenit practic echipa secundă de tineret al lui Constructorul Craiova. După aceea s-au stricat lucrurile și pe acolo și undeva la 15 ani eu am ajuns să dau o probă de joc în 96 la școala privată, de singura sau prima școală privată. Fost, nu, prima. Prima, prima, fost, prima, da, da, prima școală privată de fotbal din România la Pitești, școala Nicolae Dobrin, cu sponsorul de atunci, domnul Jigman, care era, a crezut într-un proiect sau au văzut acest proiect în străinătate și l-au împreună cu, pentru că aveau nevoie practic de un nume și Nicolae Dobrin era un nume la moment și este un nume. Sigur, în toate timpurile în tot ceea ce înseamnă fotbalul românesc și atunci practic am ajuns să dau o probă de joc la această școală de fotbal. Am luat proba de joc, pentru că era o selecție, într-adevăr, atunci chiar erau foarte mulți copii din toată țara și a fost ca un magnet școala de fotbal Nicolae Dobrin, cred că au fost atunci la selecție undeva la 600 sau 700 de copii, foarte mulți. Cifre impresionante. Și doar, da. Doar pentru două grupe de vârstă. Da, da, da. Doar pentru două grupe de vârstă și atunci am luat această probă și, dar din păcate n-am ajuns acolo pentru că Anghel Mităchescu a vorbit cu domnul Mihai Georgescu, care era fostul președinte de la FC Argeș, da, da, da. în undeva prin 95 a devenit șeful școlii de fotbal și era cel care conducea școala de fotbal. Domnul Anghel Mităchescu a cerut oarecum să fie remunerat pentru faptul că adusese un jucător care mirosea, să spunem, care el spunea la momentul ăla, mirosea fotbalist. Frumos. În care domnul Georgescu a zis că noi nu plătim, nu avem de ce să plătim pentru un jucător, pentru că e riscul prea mare, chiar dacă miroase, să spunem așa, fotbalist, totuși nu era, și în plus asta nu era politica, să spunem așa, a școlii de fotbal și am ajuns la cetatea Târgu Neamț. Oho. Da. Aventuroasă perioada asta copilăriei. Am ajuns la 15 ani, am ajuns la cetatea Târgu Neamț. O echipă la momentul ăla patronată de Valentin Gârbea și cu o antrenor Silviu Stănescu. Profesorul Silviu Stănescu. Profesorul Silviu Stănescu. Și am ajuns la 15 ani pentru că așa s-au aliniat planetele, să spunem așa. Am ajuns la cetatea Târgu Neamț atunci având, era acea regulă cu trebuia neapărat să ai doi juniori în teren. La divizia a doua, era Liga a doua. Cetatea Târgu Neamț era în Liga a doua. Și am debutat în Liga a doua la 15 ani. Nici acolo nu s-au n-am prins prea multe rădăcini pentru faptul că în 6 luni echipa practic a dat faliment. În fine, domnul Gârbe a avut ceva probleme, n-a mai putut să mai țină echipa, a dat faliment și eram în acea poziție în care eram la școală la Târgu Neamț, eram în clasa 9, și practic eram la jumătatea anului, era iarna, eram la jumătatea anului și eram în aer. Eram în aer pentru că se desfințase echipa, eram al nimănui, să spunem așa. Și am ajuns, plus asta mai aveam și o problemă la școală, pentru că eram la jumătatea anului și pe vremea aceea era interzis, între ghilimele, era interzis la școli, că nu erau decât școli de stat, era interzis să te muți în timpul anului școlar, nu puteai să te muți la o altă școală și eram și în
imposibilitatea de a continua școala undeva, pentru că practic eu nu puteam să mai rămân la Târgu Neamț, pentru că n-aveam de ce, dar în același timp oriunde m-aș fi mutat pierdeam practic un an sau, adică, între ghilimele, rămâneam, treia să rămân repetent, involuntar, da, să repet anul, practic să încep următorul an din nou din clasa noua, pentru că așa erau regulile. Bun, și ce a urmat? Și ce a urmat este că am ajuns din nou la școala de fotbal Nicolae Dobrin. Lucrurile s-au rezolvat și cu școala, pentru că a fost făcut, să spunem așa, un fel de transfer, în fine. A fost practic clasat ca un caz excepțional în care eu am putut să fiu transferat în mijlocul anului. Bine că nu te-ai pierdut, pentru că acest drum atât de alambicat al copilăriei tale în fotbal, pe care tu nu l-ai trecut acum în revistă, putea să te facă să, la un moment dat, să renunți. Da, pentru că a fost foarte ciudat, să spunem așa, pentru că la fiecare un an și jumătate sau jumătate de an ceva se întâmpla și practic de la Craiova, adică de la Universitatea Craiova, a trebuit să merg la Constructorul, că din anumite contexte, da. După aceea a trebuit să ajung am dat proba la Pitești, dar n-am fost lăsat să merg acolo și am ajuns la Târgu Neamț și la Târgu Neamț, cum să spun, între ghilimele, s-a ales praful și la, da. și la Târgu Neamț, și atunci a trebuit să am găsit, sau a fost o soluție pe care domnul Mihai Georgescu a găsit-o, și am revenit la Pitești, unde am stat un an și jumătate. Ai apucat să lucrezi cu Dobrin? Da, cum să nu, era partenerul meu de tenis de picior. Oh. Am avut onoarea și norocul să-l cunosc, să fiu unul dintre, cum spunea Mihai Georgescu, am fost unul dintre copiii lui Nicolae Dobrin, în sensul în care el m-a avut la suflet și am stat foarte mult de vorbă, v-am spus, era și colegul meu de echipă în ceea ce înseamnă tenisul de picior. Și eram un jucător pe care el l-a iubit foarte tare și pe care l-a apreciat foarte mult. Apoi am stat un an și jumătate, povestea cu Ajax, cu Rapid în loc de Ajax, este, cred că am mai povestit-o și vă povestesc și dumneavoastră în câteva cuvinte. Nu, acum le trecem în revistă într-o anumită ordine cronologică. Exact. Da, lumea să înțeleagă, pentru că este un este model ordine, de... Este ordine cronologică. A răzbi. Exact. Eu am avut înainte, undeva la 17, aveam 17 ani, am avut un turneu în care la momentul ăla Răzvan era juca extremă stângă, nu jucam fundaș stânga. Și eram un jucător cu o abilitate bună, destul de bună tehnică, dar cu o abilitate fizică foarte bună. Și la campionatul național, noi am, școala Nicolae Dobrin a ieșit campioană națională la Under 18, la sub 18 ani, într-un turneu la Onești, cu, cred că am jucat cu Faru și Cluj, nu mai țin minte exact, dar sau cred că era și Dinamo. În fine, am ieșit campion național, am avut imediat o ofertă de la Ajax, în sensul în care era, practic era un, pe vremea aceea Ajax la sub 18 ani și cred că și la alte vârste organizau un turneu celebru cu foarte multe echipe, cu Milan, cu Inter, cu echipe din Anglia, undeva la ei, la baza de antrenament. Era un turneu celebru care se ținea în fiecare an și eu am fost invitat să joc, era ca un fel, tot la fel, un fel de probă de joc, un trial în care eu trebuia să joc în turneul respectiv pentru ei și apoi dacă, se decideau dacă în funcție de evoluția mea să mă păstreze sau nu. Totul bine și frumos, foarte entuziasmat, toată lumea era foarte entuziasmată pentru că era practic primul semn că, mai refer pentru cei de la care conduceau școala de fotbal, era primul semn în care
În prima dată că noi câștigasem, devenisem campion național după doar 2 ani de la deschiderea școlii de fotbal, noi am devenit campion național la vârsta noastră. Mai departe, ăla era un prim semn că se făceau lucrurile corect. Mai departe, deja era un alt semn că o echipă ca Ajax era un atu, era un blazon care da, se adăuga. Invita un jucător practic în vederea unui posibil transfer. Toată lumea era foarte fericită, eu nu mai vorbesc. Între timp, imaginați-vă că asta se întâmpla astăzi, peste câteva zile trebuia să plec, aveam biletul de avion, totul în regulă. Dintr-o dată, în ziua respectivă, nu mai anunța nimeni nimic și mă duc către Mihai Georgescu și spun, zic, domn profesor, dar... Ce se întâmplă? Eu când mai plec? Și zice, păi stai că agentul care era la momentul ăla, Mircea Petescu, dacă vi-l amintesc. Fostul mare fotbalist de la UTA și așa, care l-a transferat pe Gica Popescu. Da, Mircea Petescu, care era un fel de agent pe zona Belgia, Olanda, un fel de, să spunem, Benelux, și deși Luxemburg nu contează. Dacă stăm bine să ne gândim, cred că și din ce am înțeles după aceea, practic comisionul respectiv nu era... Deci s-a ajuns până la bani. S-a ajuns până la urmă la bani, în sensul în care totuși eu am înțeles că agentul a cerut bani chiar și pentru un trial, la care ei au răspuns într-un final, adică că nu o să plătească pentru un trial, dar uite că nu mai avem nevoie să facă trial, noi transferăm jucătorul direct, oferind, nu mai știu, suma de bani la momentul respectiv, dar agentului nu cred că îi să plătea suma care... Agitație mare în jurul tău. Da. Exact, pe care el o cerea, și uite așa, într-o săptămână Ionuț Chirilă, care fusese prezent la turneul final, la momentul ăla Ionuț Chirilă era antrenor la echipa de tineret a Rapidului, și să spunem din spate, Ionuț Chirilă i-a spus domnului Lucescu, uite că e un jucător care arată bine, să spunem așa, la școala de fotbal Nicolae Dobrin, și într-o săptămână Rapid mă cumpăra cu 100.000 de dolari la momentul ăla, transferând un jucător sub 18 ani. 17 ani. Da, sub 8, 98, sub 18 ani. Era o sumă importantă la momentul ăla, pentru că era foarte neobișnuit ca cineva să plătească o sumă atât de mare pentru un jucător care practic era la început de drum, între ghilimele, nu jucase nicăieri. Și atunci a fost o sumă importantă în care și școala de fotbal și-a recuperat investiția, pentru că era un business până la urmă, era o școală privată, și și-a recuperat investiția pe care o făcuse domnul Jigman acolo. A fost, să spunem așa, bine pentru toată lumea, mai puțin pentru mine din punct de vedere financiar, pentru că am ajuns la Rapid și am semnat un contract de 5 ani, pe 5 ani. Dar acel contract era un pic ciudat, sau cel puțin ciudat. Și adică, la momentul respectiv, președinte era Grigore Sichitiu și domnul Dinu Drăgan, erau cei care conduceau fotbalul la Rapid. Și am semnat un contract pe 5 ani pe următoarele sume. Primul an, 1.000 de dolari pe an. Pe an? Pe an, nu pe lună, pe an. Al doilea, 3.000. Al treilea, 5.000, 7.000 și 10.000. Abia după 5 ani ajungea la 10.000 pe an. Dar, ca să înțelegeți contextul, în 98 sau undeva în, da, 98-99, un jucător precum
Ienci, că este o poveste importantă și aici, avea un contract de 90.000 de dolari pe an. Da, e bine să vedem și atunci, proporțiile, exact, raportul. Atunci, da, ca să înțelegeți un pic de ce nu era bine din punct de vedere financiar pentru mine, pentru că nu reușeam să acopăr absolut nicio cheltuială cu banii respectivi. Din contră, practic, ajungeam la ProRapid. La început am stat la baza de cantonament la ProRapid, am stat la ProRapid. După aceea am stat undeva lângă stadion pe 9 mai, pe strada 9 mai, exact lângă stadionul Giulești, lângă sala Giulești, unde erau garsonierele fotbaliștilor închiriate de către club. Dar ajungeam la antrenament cu mijloacele de transport în comun, în care, cred că, nu știu dacă am spus-o vreodată, în 99-2000, când deja, adică jucam deja la echipa națională de tineret și cochetam un pic și cu cea mare, ajunsesem să dau autografe pe scara de la tramvai pentru că n-aveam bilet și ne era frică și eu și mai erau colegi de-ai mei cu care mergeam cu tramvaiul la antrenament cu 41 și stăteam un pic pe scară, că dacă venea controlorul trebuia să sărim de pe acea scară neavând... Încă o formă de antrenament, de pregătire. Exact, fizică. Dar nu aveam, pentru că asta, ceea ce vreau să spun este că nu aveam resursele financiare necesare nici pentru așa ceva. În fine, deși eram jucători care jucam în 99, patron, după 99 jucam titular. Patron era George Copos. Patron era George Copos. Perioada aia. Nu știu dacă aveam ce să-i reproșez eu domnului Copos. Practic, eu am avut să-i reproșez ceva domnului Sichitiu și domnului Dinu Drăgan, pentru că păcăleala a fost bună, ca să spunem așa. Dar spune-mi, te rog, tatăl tău, care am înțeles că te-a sprijinit, da, și el și mama. Nu te-a m-au sprijinit cu gândurile, dar nu financiar. Tine, da. Dar nu financiar, nu, pentru că nu aveam posibilitatea. Au vedeat drumul și te-au dus de acolo și te-au făcut să perseverezi, pentru că ți-a zis, poate altul ceda la toate aceste întortocheri care le-ai avut în perioada aia. N-a fost de față când ai semnat contractul ăla? Ba da, dar noi eram, ei erau fericiți și eu eram fericit că ajusesem la Rapid, la o echipă care la momentul acela se bătea la campionat, era o echipă mare a României. Pentru mine, eu eram fericit că făcusem pasul. Și atunci nu ne-am mai gândit. Oricum, mi s-a pus contractul pe masă, să mai gândea nimeni că... Abia pe urmă ți-ai dat seama. După aia mi-am dat seama eu, de fapt. Că lucrurile nu stau chiar așa. În fine. Cum se spune, vremuri oameni. Ai spus că ai început ca extremă, da, stângă. Și... Eu așa am ajuns la Rapid. Eu, da, am ajuns la Rapid ca extremă stângă. Și cine te-a... Pentru că noi jucam la școala Nicolae Dobrin, noi jucam într-un sistem cum juca și Ajax la momentul respectiv, 4-3-3, în care eu eram unul dintre cei trei din față. Unul dintre cei, da, din față. Pe cei lateral sunt. Da, exact. Și cine te-a trecut apoi ca fundaș? Maestru Lucescu, cine putea să... Dar asta dintr-un context, pentru că... Păi interesant, să ne explică-ne cum s-a pentru produs. Că, ai avut un dialog, ți-ai explicat, ați vorbit? Nu, s-a accidentat Fanenanu, care era atunci titularul postului de funda stângă, și așa, fiind cam singurul jucător care de picior stâng, care putea oarecum să facă și bandă, dacă îl țineți minte, pe Fanenanu. Sigur că da. Era un jucător foarte activ, foarte... Era toată partea. Exact, exact. Și eu eram oarecum profilul, același profil. Într-adevăr, eram atacant și aveam o vitalitate bună. Erai mult mai înalt față de... Da, și eram un pic mai înalt, dar un jucător care avea și potențial fizic foarte bun, anduranță bună și puteam să alerg fără probleme în sus și în jos, ceea ce își dorea Lucescu atunci. Și uite așa
Deci din extremă, da, întâmplarea pentru că Fanenanu s-a accidentat într-un mod destul de grav, în sensul că și-a rupt metatarsienele sau unul dintre metatarsiene, da. Și a trebuit să stea cam 3 luni, ceva de gen. Ai avut așa... 3 ani de stat la Rapid, dar un an ai fost împrumutat pe la Bacău, nu? Nu. Am stat 5 ani. Până în 2003. Decât jumătate de an am fost împrumutat la Bacău, undeva, cred că în 2000, în iarna lui 2000 am fost împrumutat jumătate de an la Bacău. Cred că a fost, adică la momentul respectiv eu jucam titular la echipa la Rapid și antrenorul de atunci, Mircea Rednic, a hotărât el cumva că nu e bine nu e bine cu mine în continuare. Au fost aduși și, dacă țineți minte, frații Bar, dintre frații Bar de la Timișoara, da. Erau jucători, erau doi frați, dar cred că unul dintre ei au ajuns la Rapid, Cosmin, cred că îl chema, Cosmin Bar, care practic pentru mine a fost o soluție sau o decizie nedreaptă a antrenorului Mircea Rednic, în care practic eu am fost exilat fără neapărat un motiv anume, doar pentru faptul că fiind jucător de echipă națională de tineret la momentul ăla și, cum îmi place mie să spun, Cosmin Bar nu avea meciuri în Liga 1 nici câte aveam eu la echipa națională de tineret, dar uite așa a fost adus Cosmin Bar la Rapid, eu am fost trimis la Bacău. Antrenor Gheorghe Poenaru, președinte Gheorghe Chivorchean și numai puțin celebrul patron, să spunem așa, între ghilimele, domnul Sechelariu, Dumnezeu să-l ierte, cu care eu am avut o relație absolut senzațională, inclusiv cu domnul Chivorchean, inclusiv cu domnul Poenaru. Și aici pot să mă laud și vreau să mă laud pentru că este, practic, vreau să mă laud din alte puncte de vedere și este, dacă cineva se uită la ghilimele, laudat, vreau să subliniez niște lucruri pentru că dacă cineva se uită la acest podcast, mă refer de oamenii sau copiii care vor să ajungă sus, este practic acel moment în care nu trebuie să lași mâinile jos, pentru că eu atunci când am fost trimis la Rapid, de la Rapid la Bacău, practic era un pas înainte pentru, un pas în spate pentru mine, de fapt doi, pentru că eu eram un jucător la Rapid care, să spunem așa, mă refer un jucător titular și un jucător de bază și practic eram trimis la Bacău care, da, era în momentele alea, Bacău era o echipă bună, pentru că fotbalul din anii 98-2000 era un fotbal foarte, foarte calitativ. Și dar totuși mergeam da, sigur. Mergeam în spate, dădeam în spate, să spunem așa, mai era un pas înapoi. Ai văzut de treabă. Exact asta chiar foarte bine acolo. Exact asta am vrut să subliniez. Ai jucat, am jucat, mi-am făcut treaba, am încercat să demonstrez cu atât mai mult că locul meu nu este la Bacău și că de fapt a fost o nedreptate care mi s-a făcut. Da, deci te-a ambiționat, atunci Nu te-a dezarmat. Exact, exact. Pentru că te-ai și întors după câteva luni. E o poveste foarte interesantă pentru că domnul Sechelariu s-a îndrăgostit de mine ca și jucător și domnul Sechelariu s-a îndrăgostit de mine ca jucător și nu numai. Am avut o relație foarte, foarte bună cu domnul Sechelariu și noi, din păcate, am avut barajul cu Farul la momentul respectiv. Bacăul cade în divizia a doua. Domnul Sechelariu, în vestiar, foarte nervos la momentul ăla, mi-a spus că este pentru el este o onoare
și o mândrie să mai aibă în vestiar și că el vrea să rămână, ca eu să rămân la Bacău, că o să-mi dea prima de acel bonus, acea primă de a rămâne în divizia A, deși noi căzuserăm, și așa s-a și întâmplat. Și după aceea... Da, o dovadă că te prețuia și te exact, aprecia. Și în următoarea zi, după ce am căzut în Liga 2, am fost chemat la club de către domnul Chivorchean. Mi s-au mânat banii prima de... Deși noi, încă o dată, noi căzuserăm, practic, eu primeam banii de a fi rămas în Liga 1. Da. Și apoi îmi spune că domnul Sechelariu mă așteaptă sau vrea să vorbească cu mine despre posibilă mea rămânere la Bacău. Să transfere definitiv. Da. Și ajung să vorbesc cu domnul Sechelariu, în care mi se spune că vezi că exact așa a sunat, vezi că m-am înțeles cu Copos, rămâi la mine. Și zic că... Și zic, stați așa că... Pe mine nu m-a întrebat. Și zic, stați așa că... Eu vedeam deja, practic, perspectiva mea era destul de sumbră, așa cum eu aveam ambiție să mă întorc la Rapid și așa mai departe, să ajung la o echipă în străinătate. Practic, nu era... Aveam visurile mele și atunci... practic, asta îmi dădea peste cap orice... În care mi se spune că... îți dau... atunci el a apăsat un buton care durea banii. Și îmi spune două lucruri, în care spune, primul, anul viitor o să jucăm în Liga 1. Și zic că... Da, dar cum? Și zice, nu e treaba ta, îți spun și asta. Și spune, o să ai 120.000 pe an, eu la momentul ăla aveam 15.000 pe an, și zice, o să ai 120.000 pe an. Un salt extraordinar. Era de 10 ori. Era aproape de 10 ori ceea ce primeam atunci. Și zic, o să ai 120.000 pe an, între care 60.000 ți-i dau acum și după aceea, ca să nu-i cheltuiești, o să ai 5.000 pe lună. Eșalonat. Vă dați seama că m-a blocat definitiv, nu pe moment, și în care practic în mintea mea se întâmplau tot felul de lucruri. Puneam în balanță ce vreau eu să fac, după aceea mă gândeam că am 15.000 și totuși ăștia erau niște bani care m-a ajutat foarte tare. Cât să ne aveai atunci, Răzvan? 20 de ani. 20 de ani, deci aveai în față și, o judecată extrem exact, de și, delicată. Trebuia să iau o decizie. Și am încercat să-mi iau un timp de gândire. La momentul acela, el știa foarte bine că eu sunt pasionat de mașini și era un fost director sau da, nu știu dacă era director, era ceva care avea legătură, care era în context, să spunem, sau la acea întâlnire, în anturajul lui era, care avea legătură cu rafineria Dărmănești, care făcea foarte mulți bani pe vremea aia, nu știu ce s-a mai întâmplat, dacă există rafineria Dărmănești sau nu. Mai departe, omul respectiv, doar ce eu eram foarte pasionat de mașini, el știa foarte bine lucrul ăsta. Și te-a mai tentat cu ceva. Și băiatul sau omul respectiv, doar ce își achiziționează un BMW M3 la momentul ăla nou-nouț, în care cred că era, și mașina era afară, eu când am venit m-am și uitat la ea, încă avea foliile pe geamuri și pe scaune și în fine era nedesfăcută, să era spunem așa, era în țiplă. Și zice... Nu mai știu cum, Marius, nu mai țin minte, zice Marius, zic, el a văzut că eu ezit să-i dau un răspuns și zice, Marius, dăm cheile. Și mi-aruncă cheile pe masă și zice, și ai și mașina. Asta nu că m-a blocat
definitiv, asta mi-a dat peste cap și ce mai și speranța mea de a fi, în fine, în altă, sau planurile mele pe care eu le aveam și erau foarte bine înrădăcinate în capul meu. Bun, ce ai decis? Cum ai decis? Până? Am decis, l-am sunat pe tata, pentru că n-aveam foarte multe opțiuni. Cu cine să te sfătuiești? Tata, da, tata săracu nu știa ce să-mi spună. Pentru că, pe de-o parte, banii erau foarte buni. Erau mulți, dar, importanți. Dar nu aveam încredere că o să jucăm în Liga 1. Adică eu nu vedeam acea posibilitate de a... Adică noi doar ce căzusem, cum să jucăm în Liga 1? Și iau, îi spun, tata zice... Ce, nu știu ce să spun. Pe tata l-am băgat mai mult în mai ceață. Mai bulversat decât exact, mai mult în ceață decât eram eu. L-am sunat, cred că l-am sunat atunci pe Giovanni Becali, care era agentul meu la momentul respectiv, în care Giovanni mi-a spus: tu trebuie să-ți vezi interesul. Dacă rămâi la Bacău, te îngropi. Joci în Liga 2, chiar dacă el, la momentul ăla... Era o modă de a cumpăra locul, dacă țineți minte, și așa s-a și întâmplat. Da, da, da. Și așa s-a și întâmplat. Următorul an... Deci pasa se baza doar... Următorul an, Bacău a jucat în Liga 1, pentru că a cumpărat locul de la Gazmetan Mediaș, dacă țin minte bine. Da, cred că era Gazmetan Mediaș. Așa, da. Deci, dar eu nu eram sigur, deci dacă acest lucru se întâmpla atunci, rămâne la Bacău. Deci dacă eu eram sigur că următorul an Bacăul joacă în prima ligă, rămâneam la Bacău. Și atunci am ascultat sfatul lui Giovanni Becali, care, fie vorba între noi, vedea potențialul meu pentru a ajunge mai departe decât Bacău și vedea ceea ce se întâmpla practic, ce s-ar fi putut întâmpla cu mine ca eu să revin la Rapid, în fine, să având Rapidul o mult mai multă expunere, mult mai o echipă mult mai bună în care eu să joc și mai departe să fac pasul către o echipă de la care Giovanni Becali să câștige, și el normal câștige, practic își vedea și își vedea da, și el vedea interes. Vedea interesul și era normal să-l vadă. Și până la urmă, de ce ai ales între tentația materială? Exact. Și am ales să mă întorc la Rapid. Și ai dat cheile înapoi și de la BMW? Eram sfâșiat de durere. Ce culoare era? Era acel muștar. Era o culoare... O culoare rară. Era o culoare rară. Era modelul care atunci BMW își prezenta modelul M3 în acea culoare specială, să spunem așa, era, și eu cum sunt un pasionat și am rămas un pasionat de mașini, credeți-mă că eram... Ți-a fost greu să... Mi-a fost foarte greu să mă despart de mașina respectivă, în fine. Păi m-au fost să fie altele am ajuns la Rapid, am jucat până în 2003, unde... Performanțe, cupă, performanțe, campionatul, supercupă. Campionatul în 2003, mai luasem un campionat, abucasem să joc și în sezonul 98-99, unde mai jucasem, unde am participat. Să zicem că pot să, sau am pretenția să mi se treacă și mie palmares în CV acel trofeu. În total 82 de jocuri, ai dat și 4 goluri pentru Rapid. Da, da, da. Și apetitul ofensiv ți l-ai păstrat. Da, oarecum, dar cred că la momentul respectiv și eu cred că menirea unui cu atât mai puțin acum, menirea fundașului este în primul rând să se apere și după aceea cred că asisturile sunt foarte, foarte importante pentru un fundaș lateral. Așa că am ajuns în 2003 la Shakhtyor. Aveai, ceea ce vedeți dumneavoastră... Aveai 22 de ani, da. Și ai avut cea mai lungă perioadă la o echipă, nu? Da. 10 ani. 10 ani. Ceea ce vedeți dumneavoastră pe ecran este meciul cu numărul 300. Este ilustrativ și o performanță. Să faci 300 de meciuri la o echipă.
N-a fost Lucescu de la început acolo, nu? Nu. Eu am ajuns la Shakhtyor atunci când antrenor era Ben Schuster. El l-a adus pe Marica. Nu. Nu? Nu. Pe Marica l-a adus Lucescu. Deci era Neamirci acolo. Da. Și toți ceilalți români au fost de după mâine au fost aduși de Mircea Lucescu și cred că era destul de a fost practic deschizătorul de drumuri de la Shakhtyor sau al românilor de la Shakhtyor n-am fost eu. A fost de fapt Marian Savu, cred că el a fost primul. După aceea a fost, nu știu dacă în ordine cronologică o spun corect sau nu, Aliuță și Daniel Florea, sau Daniel Florea și Aliuță. Da, da, da. Care, și asta e o poveste interesantă, eu am ajuns la Shakhtyor în locul lui Daniel Florea, care era fundat stânga. Și care, din păcate, în 2003, el își rupe ligamentele și uite așa, Shakhtyor avea nevoie de un fundat stânga. Da, asta e șansa și neșansa. Unora, șansa altora. Exact. Important e să poți profita de ea și tu ai profitat, pentru că e cea mai frumoasă perioadă, nu, a carierei tale. Da, este cu siguranță cea mai frumoasă perioadă în care și eu am câștigat trofee. Sunt, cred că, 16-17 trofee pe total. În total. Fabulos. Și mai mult de atât, cred că Shakhtyor mi-a dat posibilitatea de a juca în cea mai frumoasă competiție din lume și aceea este Champions League, în care chiar te simți împlinit că n-ai jucat fotbal degeaba și da. Am ajuns să joc sfert de finală de Champions League, este cred că vârful a ceea ce înseamnă cariera mea, mă refer vârful la ceea ce înseamnă această competiție, pentru că ceea ce vedeți la momentul ăsta pe ecran este, cred că, într-adevăr, vârful carierei, cel mai important trofeu și vârful carierei Cupa atunci UEFA. Când am câștigat Cupa UEFA. 7 campionate, 5 cupe, 3 supercupe. Da, da, da. Sunt trofee pe care Shakhtyor la momentul respectiv domina fotbalul din Ucraina, o țară cu potențial exact. Și cu valori dintotdeauna în fotbalul european. Corect. Nu-i lucru puțin, adică... Nu este un lucru... Și, o dată, era mai puțin, sau aceste trofee interne au fost importante, dar, practic, Shakhtyor dovedea forță și dovedea că se poate bate la egal, de la egal la egal cu, mă refer în Champions League, implicit în Cupa UEFA, se putea bătea de la egal la egal cu marile forțe ale Europei de atunci și am avut adversari de-a lungul timpului în grupe și nu numai în grupe și după aceea adversari precum Arsenal, Roma, Inter, Milan, Dortmund. Da, da, da. Cred că bine, Sevilla, am avut foarte echipele din Germania. Confruntări care te puneau în valoare dacă aveai exact. Clasa necesară. Și am ajuns să joc în această competiție care, încă o dată, eu trebuie să fiu sau sunt recunoscător acestui club pentru faptul că mi-a dat această posibilitate și credeți-mă că, într-adevăr, n-am jucat la un turneu de final de campionat mondial. Știu, dar e marele regret al vieții. Exact. Da, un turneu final mondial. Dar este o senzație unică de fiecare dată când acel imn al Champions League... UEFA Champions League este cea mai strălucitoare, cea mai atractivă, cea mai magnetizantă așa pentru ochii. Exact. Iubitorului de fotbal. Haideți să vorbim puțin despre această relație cu totul specială pe care a avut-o de atâția și atâția ani și la Rapid, apoi în Ucraina cu Mircea Lucescu. Păi, Lucescu este omul care m-a debutat la Rapid, omul care, pentru că, după cum știți, el ca și antrenor, nu, hai să spunem altfel. Ca om. Antrenorul Lucescu este cel care este fan tineri și promovează tineri. Este clar, cu viziunea pe care o are și este omul care miroase foarte bine
potențialul unui fotbalist. Care poate fi urmat. Cu siguranță a promovat și știți foarte bine că este antrenorul care a promovat foarte mulți tineri și era oarecum la un... nu neapărat blamat, dar era foarte controversat pentru că era cel în România, era cred că singurul care avea curajul să promoveze tineri, pentru că era acel să spunem așa, acea idee preconcepută în care știți că jucătorii trebuie să se coacă, doar după 20 și ceva de ani pot să joace în Liga 1 și tot așa. Uite că a avut curajul să mă debuteze la 18 ani în echipa Rapidului și credeți-mă că vestiarul Rapidului la momentul respectiv era... Iadă câteva, ce nume erau atunci? Să-mi le spune, păi, știu foarte bine, era... cred că aș putea să spun și echipa Lobonț în poartă, Bolohan, Redic, Mutică, Stanciu. Naestanciu, capitanul echipei, după aceea era Fanenanu, după aceea era Lupu, Sabău, Măldărășanu, Pancu, Zeno Bundea, super echipă, da. Ovidiu Maier, Sergiu Radu, Bugeanu, Dumnezeu să-l ierte, care a avut și un sfârșit foarte, foarte ciudat. Jucători care și Mudică, nu știu, cred că la un moment dat deja erau impuși în prima ligă, în echipă, erau nume toți. Exact, adică eu chiar fac comparație cu ce jucători sau ce nivel de calitate era la momentul respectiv și ceea ce se întâmplă acum în Liga 1. Și cu părere de rău, mi se pare că ceea ce se întâmpla atunci și calitatea pe care o avea fotbalul românesc la momentul ăla, și vorbim despre echipe ca, nu știu, Gloria Bistrița, Ceahlău, FC Argeș, nu, dar era un fond FC Național, era un fond de jucători foarte bogat. Era foarte greu, nu știu, juca Steaua la Ceahlău sau jucam noi la Arad sau mai știu eu unde, adică era foarte greu să câștigi la Bistrița sau la Galați. Era absolut infernal. Și atunci am ajuns ca Mircea Lucescu să mă debuteze pentru că eu am debutat într-adevăr mijlocaș extremă, să spunem așa. După aceea următorul an am început să fiu retras la vatră. Da, la poziția care ți-a adus consacrarea. Și după aceea relația mea cu Lucescu a fost una de la care, sau să spunem, nu numai antrenorul Lucescu, cât și omul Lucescu, de la care am învățat foarte multe lucruri și pentru că el a fost genul de antrenor care să fie și pedagog în același timp și a ales foarte, foarte bine cu cine să vorbească, ce să vorbească, știa foarte bine cu fiecare ce să vorbească și cum să... fiind un foarte bun psiholog, în primul rând, și știa să scoată maxim de la fiecare dintre noi și cred că asta este talentul și până la urmă menirea unui antrenor, pentru că da, există partea tactică, partea pe care, nu știu, antrenamente și multe alte lucruri, dar cred că talentul unui, într-adevăr, al unui antrenor este să scoată maximum din potențialul fiecărui jucător pe care îl are în vestiar. Deci consideră că întâlnirea cu Mircea Lucescu e șansa vieții tale de fotbalist, nu? Așa a fost să fie. Nu știu care ar fi fost drumul meu fără interacțiunea cu Mircea Lucescu. Putea să fie mai bine sau mai rău? Nu aș putea să... Mai bine, poate greu. Pentru că chiar a fost foarte bine. A fost foarte bine, nu spun că nu, pentru că până la urmă eu, adică interacțiunea inițială cu Mircea Lucescu a fost doar de un an. Da. După aceea, până a fost o pauză practic de 5 ani până m-am
reîntâlnit. V-ați reîntâlnit. M-am reîntâlnit cu... Și a venit perioada cea mai bună. Și după aceea, într-adevăr, a venit dar perioada ce cea mai bună. Este important de subliniat, apropo de Mircea Crisu, pentru că au mai fost și alți antrenori care au debutat, să spunem, destui jucători. Ei, el a continuat să lucreze cu acei jucători. N-a făcut numai în momentul debutului, care zice că e o chestie de curaj. Ei, el a perseverat și a construit jucători și a construit echipe. Exact. În toată cariera lui de aproape 50 de ani de antrenorat. Că și alții aduc la debut jucători, dar pur mai abandonează o parcurs. N-au puterea să meargă cu ei până la afirmare, la consacrare și la... El și-a ales foarte bine, sau cei pe care i-a debutat, eu cred că a văzut în ei un anumit potențial și cu siguranță și Mircea Lucescu și-a văzut interesul, pentru că nu... Și a văzut interesul în sensul în care a debutat jucătorul respectiv, l-a ajutat să crească, dar și s-a putut baza pe ei ca și acel jucător să-l ajute să răspundă, și să răspundă la investiția de încredere pe care i-a dat-o. Da. Ce cu echipierea ai avut în perioada aia la Shakhtyor, care era o selecționată? Da, era o selecționată multinațională cu preponderență braziliană. Dar am avut de-a lungul timpului și au stat destul de mult brazilieni. La un moment dat aveam chiar 11 sau 12 brazilieni în lot, printre care era și Eduardo, de exemplu, care era naturalizat croat, dar fostul jucător al lui Arsenal, dar care era brazilian. După aceea am avut jucători care au ajuns la echipe importante în Europa. Mă refer aici la Fernandinho, William, Douglas Costa, nu știu, Mkhitaryan, care nu era brazilian, este armean. Da. Aveam un ceh, Tomáš Kubšman, am avut jucător după care Sârna, Dario Sârna, croat. Și a câștigat croat, foarte mult, pentru că ei au fost vânduți pe sume Luis Adriano, colosale. Exact, exact. Alex Teixeira, care a fost vândut pe o sumă record de 50 de milioane, cred că undeva în 2014, cred. Ceea ce era o sumă absolut colosală, și toți ceilalți au fost vânduți pe sume, au fost și alți jucători, nu știu, Elano, de exemplu, care a jucat la City, după aceea au fost Elsinio și alții, da, nume important, și alți jucători nume însemnate, care, da, care au jucat la echipe importante de la, nu știu, City, Dortmund, Bayern München, Juventus. Da, da. Nu știu. Am înțeles că în niciun an de zile ai început să dai interviuri în limba rusă. Da. Am ajuns... Asta e o formă de profesionism. E o formă, de nu știu dacă abilitatea e de a învăța o limbă, profesionism. Ba dacă contează mult pentru cei de acolo să le vorbești limba și pentru înțelegerea contează, ta dar cu echipierii. Cred că este foarte important și ceea ce practic nevoia pe care am avut-o să pot comunica, asta de acolo a plecat, și să fim sinceri, la momentul ăla în 2003, când eu am ajuns în Ucraina, nu vorbea nimeni engleză, adică acel maxim era un hello și atât, da. Și cam atât. Și bye. Și bye. Da. Și am fost pus în imposibilitatea de a comunica și de a, adică era foarte era un disconfort permanent, pentru că practic nu am avut niciodată la început nu aveam deloc acel confort de a mă mișca liber și de a face lucruri pe care le-aș fi putut să le fac dacă știam limba. Și atunci am fost pus într-o cursă cronometru nevoia te-a obligat să urgentezi. Exact, să urgentez acest proces și într-adevăr într-un an deja... În Ucraina ți-ai cunoscut și soția, da, nu? Da, da, da. Mama fetiței mele, după patru ani, după ce am ajuns în Ucraina. Te-ai căsătorit deja acolo, fiind în Ucraina? Da, 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 da. Și după aceea, adică știți cum e, n-am plecat cu mâna goală. Din Ucraina. Plecat singur, v-ați întors. Am plecat doi. Singur, exact. Fetița s-a născut acolo? S-a născut în Donetsk, da. Dar tot acolo și e. Dar are pașaport românesc.
Așa că... Da. Spune, la momentul plecării din Ucraina, pentru că fac această paranteză, până mi-aduc aminte că Ciprian s-a grăbit să plece la Șahtior împotriva sfatului lui Mircea. Nu neapărat că s-a grăbit. După 10 ani. Da, el cred că a plecat după 3 sau 4 și a fost o ofertă importantă de la Stuttgart la momentul ăla. Da, nu, discutăm... Eu cred că era un... La momentul respectiv nu era un pas... Eu cred că era un pas înainte, pentru că încă Shakhtar nu ajunsese la potențialul maxim și încă... Eu cred că a fost un pas... Adică era un pas înainte pentru Marica. Ca faimă, ca nume de echipă. Nu, dar ne întoarcem, că e important de ce drumul tău. Tu ai plecat cu acordul lui Mircea, adică v-ați înțeles, ai discutat cu el. Asta este... Ți-a dat binecuvântarea, cum s-ar spune? Da, e o... A fost o poveste destul de ciudată, să spunem așa, pentru că eu mai aveam 6 luni de contract, era iarna... E comparabil cu 10 ani cât trecut. Da, 6 luni nu contau mult. Ba da, pentru că au contat în economia contractului și atunci eu mai aveam 6 luni de contract, practic în... Shakhtar se califică în iarna lui 2002, era sezonul 2002-2003, în iarna lui 2002 Shakhtar se califică în primăvara europeană și urma să aibă meci cu Dortmund, cu Borussia Dortmund în primăvară, în următoarea fază și după ce am terminat meciurile... Avea variante pentru poziția ta din teren? Stați că vă spun toată povestea și la momentul respectiv Olympique Marseille, după ce noi am terminat practic, pentru că noi jucam tur-retur, undeva în decembrie, după ce ne-am terminat meciurile de Champions League și meciurile de campionat, eram în pauză, în pauza competițională la noi, între tur și retur și practic aveam liber, să spunem așa, până undeva în 5-7 ianuarie, unde ne reîncepeam pregătirile, pentru că deja în 25 februarie deja era meciul cu Borussia Dortmund. Intrai în cupe europene. Da, eram în primăvara de Champions League. Înainte de a începe campionatul. Da, eram în primăvara de Champions League. Și după aceea practic am avut o ofertă de la Olympique Marseille în care Olympique Marseille au spus că da, mai are 6 luni de contract, oferea niște bani, cred că 500.000 de euro la momentul ăla. Pentru jumătatea de an. Pentru, era ca eu să pleci, să plec din atunci, momentul ăla, dar da. Să plec din momentul ăla. Nu am fost lăsat să plec de club. Mircea Lucescu mi-a spus că au nevoie de mine pentru meciul cu Borussia Dortmund și că o să mi se prelungească contractul, pentru că eu mai aveam 6 luni și practic rămâneam liber și mi s-a promis că o să mi se prelungească contractul, dar să rămân, să nu îi dau, să nu, practic clubul a refuzat oferta, eu făceam presiuni să ori să mi se prelungească contractul, da, vrei să ori știi ceva, să... Exact, vreau să știu ce se va întâmpla cu mine. Mi s-a promis că o să mi se prelungească contractul. Am refuzat, să spunem așa, oferta de la Marseille. De la Marseille. Între timp, după o săptămână, era încă înainte, cei de la Beşiktaş au ajuns la București. Și am avut o întrevedere cu ei. Tot Giovanni se era agent? Nu. Din anul 2003, după ce am ajuns la Shakhtar, eu am fost propriul meu agent. Singur ți-ai discutat contractele? Exact, și... Da. Din momentul de când am ajuns la Shakhtar, am încetat relația de agent-jucător cu Giovanni. De la Shakhtar te-a dus Giovanni, nu? La Shakhtar era Giovanni, Giovanni era cel care mă reprezenta la momentul respectiv.
partea asta cu... Da, el a fost cel care, să spunem așa, pentru că lucrurile s-au întâmplat foarte simplu. Daniel Florea și-a rupt... Da, ne-a explicat. Și-a rupt... Aveam mare nevoie de om. Exact. Clubul a primit o ofertă... Pe adresa clubului a venit o ofertă pentru mine. Asta a fost toată povestea. Dar, într-adevăr, da, Giovanni Becali era la momentul ăla agentul meu. Da, pe urmă, totuși un act de curaj, așa, să-ți iei soarta și financiar în propriile mâini. După aceea, imediat după ce am ajuns la Shakhtyor, am încetat relațiile de agent Giovanni Becali fiind agentul meu, am încetat această relație și am fost după aceea propriul meu agent până la sfârșitul carierii. Dar spune-mi, te rog, cei 10 ani de la Shakhtyor, foarte mulți, nu au fost într-un contract, au fost mai multe. Nu, au fost mai multe contracte, da. Și a fost progresie și în venituri și doar în progresie, recompense. Doar progresie. Deci a mers în plus mereu. Doar în plus. Deci pentru că eu în 10 ani am semnat 5 contracte la... Mi-am renuit contractul de 5 ani. Și de fiecare dată pe sume mai importante. Pe sume mai importante, da. Bravo. Adică diferența dintre, ca să înțelegeți, diferența dintre primul contract și ultimul contract a fost de... cel puțin 7 ori. Bravo. Deci... Se plătea bine. Se plătea bine, da, fără îndoială, da, s-a plătit bine. Bun, și la final, până ajungi în Spania la... Ajung, da, nu. Nu, din așa, și ajung, ca să vă povestesc până la capăt, am ajuns să am, într-o oarecare măsură, m-am înțeles cu cei de la, din punct de vedere al salariului, m-am înțeles cu cei de la Beşiktaş. Mircea Lucescu mi-a spus același lucru, că nu e cazul că o să mi se prelungească contractul, dar că e foarte mare nevoie de mine pentru meciul pentru meciul cu Dortmund. În UEFA erați, nu? Eram Champions League. În Champions League. Și ajungem la meciul cu... Până la meciul cu Dortmund, oarecum am fost pus în stand-by, adică eu am tot, să spunem așa, între ghilimele, am tot lătrat că am nevoie de... să mi se prelungească contractul. Nu s-a întâmplat până la meciul cu Dortmund. La meciul cu Dortmund, Shakhtyor nu se califică mai departe și... Ai jucat? Da, da. Ai jucat? Am jucat în ambele manșe și, uite așa, dintr-o dată, știți pe aia cu gheața la mal? Deci, cam așa s-a întâmplat mai departe cu, în relația mea cu... A, deci ei nu s-au ținut de promisiune. Nu s-au ținut de promisiune. Semnarea unui contract. Nu am semnat un alt contract și dintr-o dată trebuia să-mi caut echipă. Deci a fost un fel de lipsă de fair play totuși. Exact. A fost o lipsă de fair play în care n-aș vrea să acuz pe cineva mai mult sau mai puțin, da, dar... pentru că într-un fel umbrești și 10 ani atât de frumoși pe care i-ai avut acolo. E mai, puțin, e mai care... puțin important. Mai departe... Ajung, m-a apărut orizontul Anglia. Exact, ajung la West Ham, semnez un contract pe 3 ani cu West Ham. Într-adevăr, nu am stat decât 6 luni. Nu, 6 luni. O jumătate de an. O jumătate de an, pentru faptul că mulți pot să spună asta, că n-a jucat, nu. Sunt 24 de meciuri în 6 luni jucate de mine pentru West Ham. Mai departe, am avut un antrenor pe care îl cheamă Sam Allardyce, ceea ce înseamnă old school, acel old school... Da, vechea școală cu metodele... Vechea școală fotbalului englez cu mingi lungi, în care, sincer, mie nu mi-a plăcut absolut deloc. În iarna lui 2013, după 6 luni, eu am cerut, aveam o ofertă de la Fenerbahçe pe masă, pe care Sam Allardyce a refuzat-o. Asta se întâmpla în decembrie. Și în ianuarie, pe 31 ianuarie, eram liber de contract deja, pentru faptul că
practic nu mai aveam, adică eu am renunțat la un contract de 3 ani, mai aveam încă 2 ani și jumătate. Îți doreai să schimbi? Nu eram fericit, pentru că eu veneam dintr-un fotbal, eu veneam dintr-un alt fotbal și combinativ era un fotbal gen Barcelona, să spunem așa, și atunci tot ce se întâmpla la West Ham la momentul ăla era complet diferit de ceea ce făcusem eu 10 ani la Shakhtar și de cum eram, să spunem așa, obișnuit și ceea ce... Aveai 32-33 de ani. Aveam 32 și jumătate, da. Erai matur și, deja, cu experiență în spate. Am rămas liber de contract, a apărut varianta Raio, în care eu am semnat jumătate, cealaltă jumătate de an, dar pe, să spunem așa, pe alte sume decât cele cu care eram obișnuit în Anglia, dar pentru mine financiar era bine oricum, pentru faptul nu mai era acum un target și o nu era neapărat un target. Am jucat 6 luni, am acceptat să joc 6 luni, de fapt nu erau 6 luni, erau 4, pentru că era întâi erau 4-5 luni, era deja 1 februarie. Am jucat restul de... Era în primera, Raio? Era în primera, da. În primera. Și după aceea ei au vrut să-mi prelungească contractul și să-mi ofere un contract de 2 sau 3 ani pe care eu l-am refuzat și am avut o negociere cu PAOK Salonic. Cum ai ajuns? Adică cum au interesul celor de la PAOK, cum a apărut? E chiar hilar, să spunem așa, pentru că eram în vacanță în Grecia și undeva în Halkidiki, care sunt, da, sunt 80 de kilometri de la Salonic până în Halkidiki și eram la un hotel în care eram în vacanță, eram liber de contract. Cu soția, cu fetița. Și mi s-a... Un ospătar, e bună povestea, un ospătar vine și spune: domnul Raț, și zic da. Zic, este aici directorul sportiv de la PAOK Salonic, un domn foarte cunoscut în lumea fotbalului, care îl chema Zizis Vrizas, fostul jucător al Fiorentinei. Da. Și zice, vrea să vorbească cu dumneavoastră, să poate. Dar venise ospătarul, adică... Da, l-a trimis, da, a fost... Bine. Că și mai trimis la o fată ospătarul. Da, exact. Și zic, da, am nicio problemă. Eu încă eram în negocieri, practic, oarecum. Eram în negocieri cu Raio. Să prelungesc. Să prelungesc, dar nu eram fericit din punct de vedere financiar, pentru că Raio nu putea să ofere banii pe care eu i-aș fi vrut. În fine. Și ajung să stau la masă cu Zizis Vrizas și îmi povestește despre PAOK, despre patronul jumătate grec, jumătate rus. Tot Savidis era? Da, tot Savidis, da. Era deja și, acolo. Da, era acolo. Și povestește cam tot tabloul clubului, despre ce e vorba. Ajungem și la bani. Îmi oferă un contract cred că pe 2 ani. Eu aveam 30, era 2004, eu aveam 33. 2014, da. Eu aveam 33 și mi se spune că era bine 2 ani la 33. Era, da, 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 mi se spun și banii și era mai bine decât era, în Spania. Da, era mult mai bine decât în Spania, era dublu decât în Spania. Și atunci PAOK nu era o echipă neapărat care, să spunem așa, era, adică nu era Olympiacos, dar oricum era între primele 4-5, da. Dar era în primele 3-4 echipe, da, care încerca așa cum putea să, și mai ales cu noul patron, să se bată la campionat. Și am acceptat oferta din vacanță, așa, oferta lui PAOK. Am semnat contractul. Am jucat la PAOK după un an, după jumătate de an, în acel sezon, după jumătate de an, în, să spunem așa, între ghilimele, în pauza competițională,
eram cel mai bun jucător în, ca statistici, eram cel mai bun jucător în, din Grecia. Pasator excelent. Da, cel mai bun era cel, da, da, eram cel mai bun pasator din Grecia la momentul ăla și pe un rating și pe un iată, avem și o poză. Da, da, da. Alb negru de la PAOK. Pe un stătea bine și în alb negru. Da. Da, nu stătea rău. Și eram considerat cel mai bun jucător din Grecia, după aceea la sfârșitul campionatului sezonului am ieșit pe locul 2. Ca al doilea cel mai bun jucător în sezonul acela în Grecia. Cu un meci foarte bun cu Dinamo Minsk, nu? Parcă? Da, da, da. Când ai dat trei asisturi. Cred că trei asisturi, da. Trei pase de gol. Și după aceea am ajuns în pauza, imediat, cred că era înainte să se termine, sezonul, clubul îmi propune un contract pe încă 2 ani. Adică practic mai îmi prelungea cu încă un an, da, față, da, de anul care urma. Deci practic încă 3 ani. Era bine de tot. Semnez contractul în, numai că în vară practic toată conducerea lui PAOK și tehnică și administrativă și executivă se schimbă și ajunge un președintele clubului, să spunem așa, CEO-ul clubului, numărul unu în club, ajunge un fost director sportiv de la Schalke, cred. Nu mi-amintesc acum, da, numele lui. Ideea, da, e. Antrenor Igor Tudor. Și îmi spune, mă cheamă la terminasem campionatul, eram înainte să mergem în cantonament pentru sezonul următor, în care mi se spune că nu mai am două variante, ori să părăsesc clubul, nu, aveam două variante, că mai am 2 ani de contract, dar știți că salariul este prea mare, că noi vrem să reorganizăm, da, ori accept să ți se și la vârsta ta și în fine. Da, 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 discuțiile destul de urâte, să spunem așa. Ori te lasă liber, ori îți micșorezi. Exact, și a zis, ori accept să-ți micșorezi contractul, dacă nu trebuie să te... Și am spus, sau trebuie să-ți cauți echipă. Și am spus că nu e cazul, eu doar ce am semnat, adică zic, da, da. Băieții dinainte, acum 2 luni înainte, nici să veniți. Nici nu intrase în derulare, nu? Exact, contract. Exact. Eu doar ce am semnat prelungirea contract, de ce aș accepta. Și atunci, practic, am avut un conflict cu ei, am spus că eu nu accept. Am fost trimis... Nici măcar la echipa a doua am fost trimis să mă antrenez singur. Și cane, da, și cane de genul ăsta. Problema era că eu practic trebuia să urma 2016, era Euro și la telefon Anghel Iordănescu mă tot suna și spune, nu știu ce faci, nu știu cum decizi, dar tu trebuie să joci. Trebuie să joci, da. Tu ești capitanul echipei, am nevoie de tine, în fine. Da, să ai meciuri în picioare. Și zic, Dania Puiu, dar uite care cum facem... I-ai explicat? Da, mi-am explicat, acolo. Evident. Mi-am explicat. În fine, la momentul ăla erau antrenorii secunzi Isăilă, Badea și Moldovan, în care a fost trimis Isăilă, practic, să aibă o discuție cu clubul, în fine, un fel să înțeleagă sau să soluționăm oarecum problema. Da, să știi mai exact departe, mai departe, la face. Care ei n-au reacționat, clubul n-a reacționat deloc, a rămas pe poziție, practic, după aceea eu mă antrenam separat, practic, doar cu un preparator fizic, am pregătit, să spunem așa, un anumit, sau am instrumentat un eventual caz la TAS, pentru că un jucător profesionist spune că, sau legea spune că trebuie să te antrenezi neapărat cu un antrenor care are licență pro, chiar dacă te antrenezi singur. Da, da. Trebuie să-ți asigure aceleași condiții ca la prima echipă.
Și ceea ce ei nu făceau, Isailă filma toate antrenamentele mele și practic instrumentam cazul, să spunem așa. Da, făceai pregătirea în baza lor sportivă, nu? Că uneori chiar alunga da, și din... Da. Dar numai că undeva când era căldura mai mare, când, în fine, da, clar, și canele respective. Totuși se facă să renunți. Exact. Și atunci noi instrumentam cazul împreună cu Isailă și cu avocații mei. Și între timp a reapărut varianta, antrenorul Paco Gemez, care era antrenor la Raio, a reapărut, să spunem așa, m-a sunat și a zis, de ce nu, hai vină înapoi la Raio, am nevoie de tine, nu știu ce, în fine. Și mi-am reziliat contractul cu... Pe urmă, tu ai cedat. Nu. Am cetat bine, sincer să vă zic, că am reziliat contractul cu ei, n-am ieșit rău pentru că am luat o compensație și după aceea chiar acei puțini bani pe care îi luam, care îi ofer, puțin, mai puțin decât îi aveam, practic au compensat oarecum. Se echilibra financiar. Și uite așa am semnat din nou cu Raio. Și din păcate a venit accidentarea gravă. Da, a venit accidentarea la umăr, la echipa națională, pentru că singurile, trebuie să spun neapărat lucrul ăsta, singurile mele accidentări au fost la echipa națională. Toate accidentările mele mai importante, să spunem așa. Bine, eu mi-aduc aminte și cred că mulți dintre cei care nu urmăresc, că tu erai un fel de gladiator, adică da. Am văzut foarte multe poze, când ai ieșit, parcă ieșeai din ringul de box, cu sânge la arcadă, cu tricou pe tine, cum știi, adică nu te-ai ferit. Da, nu m-am ferit, ai fost dedicat total. Exact. Și ai adunat 113 meciuri la echipa națională. Da. Nu e puțin. Spuneam noi la început că puteau fi și mai multe dacă Christoph Daum avea o discuție cu tine și putea să te mai folosi. Tu ai simțit că puteai să mai aduci un plus echipei naționale. În câte meciuri ai fost și capitan? Nu știu, cred bandarele? Că mai mult de 30 și ceva. Cred că sunt 33 sau 35 de meciuri. Păi și asta e o performanță foarte importantă. Cred că da. E o performanță importantă. Dar problema, până la urmă, se punea lucrul ăsta, dacă eu mai puteam da pentru ceva, pentru echipa națională, se putea proba foarte simplu. Da, sigur, chemat la echipa națională și verificat. Adică își elimina toate dubile când vedea lucrurile. Uite, eu vreau să citez o interesantă apreciere care s-a făcut asupra ta. Cel mai constant fotbalist al unei generații promițătoare, dar care nu a oferit nici pe departe atât cât promitea. Cine spune asta? Cineva. Ok. E ilustrativă pentru anii aia. S-ar putea să fie Mircea Lucescu? Nu știu, s-ar putea. Da. Da. Cred că, apropo de Mircea Lucescu, el a ținut foarte mult la lucrul ăsta de a fi constant, pentru că înțelege foarte bine ceea ce înseamnă echipa națională și la echipa națională trebuie să fii constant. Ca un jucător să fie longeviv la echipa națională și pot să mă laud că am jucat 15 ani pentru echipa națională, ceea ce consecutivi. Uite, dăm voie să fac o subliniere. La jocul tău de debut, la 20 de ani la Paris, Dorinel era la joc 105. Colosar Ștere era la meci 1. Dorinel care a ajuns până la 135. Da. De aici se poate vedea în scară cum a mers pentru fiecare. Da, bine, deja Dorinel era spre sfârșitul carierei și totuși a mai jucat încă câțiva ani la echipa națională. Dar n-a fost neapărat pentru mine un obiectiv, da? Adică este un obiectiv, cred că pentru toată lumea, să rămâi în istorie. Nu cred că aș fi ipocrit să spun că n-am vrut sau n-aș fi vrut să rămân în istorie ca numărul 1. Cu siguranță, e un obiectiv. Dar nu țineam morțiș ca acest lucru să întâmple. Nu era o ambiție neacoperită. Neacoperită, adică dacă nu mai eram cel care puteam să livrez la cel mai bun, performanță, la cea mai, la, 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 ca și performanță,
era clar că nu mai era cazul. Ai fost la două turnee europene, totuși, deși ai acest mare regret că n-ai apucat să ajungi la un turneu final mondial. Deci ai fost și la cel din 2008 din Austria-Elveția și la cel din 2016 din Franța. Și ai jucat titular în toate jocurile. De fapt, cariera ta, ultimul meci la națională, s-a petrecut la turneul din 2016. Vorbește-ne puțin despre aceste turnee finale, pentru că, iată, se apropie, orizontul ne oferă... Turneele finale sunt și cât de competiții speciale. Este un eveniment special, pentru că tot ceea ce înseamnă un campionat european presupune presiune. Un turneu final este cu totul altceva decât ceea ce se întâmplă în calificări. Este cu atât mai mult cu ceea ce se întâmplă în amicale. Deci, presiunea pe care o ai la un astfel de turneu și anvergura pe care o are turneul face să simți acea presiune. Să te simți fotbalist, dar vine la pachet foarte multă presiune și foarte multe, să spunem așa, responsabilități care nu sunt la fel în calificări sau unde mai poți regla lucruri. Ai avut șansa să joci de 113 ori sub tricolor, de peste 30 de ori capitan național. Spune-mi care au fost momentele în care chiar te-ai simțit că faci parte dintr-o familie, ca jucător, corp tehnic și suporteri. Pentru că, iată, cel care ne asigură nouă suportul pentru aceste emisiuni, Penny, are ca principală preocupare această lume a suportului. O imagine extraordinar de frumoasă. Sunt acele momente care au fost toți în galben pentru echipa națională. Sunt acele momente în care sunt, uite, de exemplu, pe Arena Națională, când sunt 50 și ceva de mii de oameni și strigă România, eu cred că este o senzație pe care un fotbalist care joacă pentru echipa națională este extrem, extrem de greu de a o reda în cuvinte. Ceea ce simți, nu neapărat că faci parte dintr-o chiar familie, trăiești. faci parte din acei puțini oameni care pot simți lucrurile astea, dintre acei puțini oameni care, să spunem așa, reușesc să ajungă la un anumit nivel și să poată să trăiască această emoție. Și credeți-mă că nu este neapărat, este o mândrie. A juca pentru echipa națională este o mândrie, este o onoare, este ceea ce îți dorești atunci când te apuci de fotbal. Orice copil își dorește să joace pentru echipa națională. Nu dintre acele milioane de-a lungul timpului, acele milioane de copii care se apucă de fotbal. Toți pleacă cu gândul ăsta. Toți pleacă. Imaginați-vă că să simți această emoție, faci parte din acei foarte puțini. Da, și într-adevăr, ca și procent față de cei care se apucă de fotbal cu acest vis. Sigur, Sita cerne și exact. Câțiva ajung acolo și chiar simt că exact. Acest sentiment, fotbalul care ne unește, suporteri, fotbaliști, toți cei care cred în florile tricolore, florile naționale. Mii, poate zeci de mii de copii care se apucă de fotbal în fiecare an. Da. Cu acest gând. Răzvan, apropo de drumul tău în fotbal, mi-aduc aminte o apreciere extrem de interesantă a ta. Este foarte important să fii echilibrat în viață, să nu te distrugă banul, câștigurile materiale, să nu-ți pierzi capul. Haideți să o dezvoltăm puțin, pentru că e interesantă și această latură a drumului unui fotbalist. Tu ai spus-o și poți mai justificat-o, deși și tu ai avut, să spunem așa, scăpările tale. Ai spus-o puțin mai înainte, nebunia cu mașinile deosebite. Ai și avut un necaz cu un Ferrari, parcă, nu? Nu, eu nu. Gabi Popescu. Așa, apropo, mi-aduc aminte de asta, știi, da, Gabi Popescu. Dar e interesant această apreciere de maximă maturitate. Să nu-ți pierzi capul când începi să câștigi, să ai faimă. Da, este adevărat. Am avut norocul să am și oameni sau buni sfătuitori pe lângă mine și, da, pot să spun, și cred că am spus-o de mai multe ori, este foarte greu de gestionat faima și banii. Faima și banii în combinație este o combinație foarte periculoasă pentru foarte mulți fotbaliști. Și mai ales la o vârstă cop, cum se spune. Exact. Și atunci, mai ales când ești obișnuit, să spunem așa, să câștigi atât,
Și dintr-o dată lucrurile se măresc înzecit, atunci este foarte greu de gestionat acest lucru și dacă nu ești foarte bine ancorat și echilibrat, lucrurile se pot întâmpla și cred că exemplele sunt nenumărate. Da, din păcate și formă oferă foarte multe. Să pot o lua o turnură foarte rea pentru tine și foarte nu acolo unde îți dorești, dar este foarte important să înțelegi că lucrurile nu sunt, la fotbal nu e nimic stabil și nu știi ce se va întâmpla mâine, sunt tot felul de exemple de la accidentări, până la să spunem așa, drumul frumos poate fi scurtat oricând. Exact. Se poate întâmpla absolut oricând, poți să ai un sezon prost, poți să ai o jumătate de sezon prost, o accidentare gravă și după aceea drumul tău s-o ia în jos. Da. Ești mulțumit de cât ai câștigat în viața ta de fotbalist și am înțeles că tot timpul se putea mai bine. Sigur că da, asta gândim fiecare dintre noi, diferent de scara la care ne situăm. Exact. Am înțeles că după aia ai intrat în lumea afacerilor, te-a consiliat cineva, te-a sfătuit cineva. Nu, am fost oarecum destul de... Ai zona ta de la Slatina și la Predeal. Da, destul am înțeles de... că și în tehnologie da, te-ai implicat. Hai să spunem așa, autodidact. Am încercat să cântărez lucruri, să încerc. Am și citit, încerc să învăț cât mai mult din ceea ce înseamnă, să spunem așa, meseria asta de antreprenoriat, de antreprenor, așa că nu mă consider neapărat un businessman de succes, dar încerc și eu să-mi facă... Ești tânăr în lumea asta. Exact. 43 de ani împlinse în luna și la început, care nu intrăm cu acest... Businessul, într-adevăr, primul business este dat drumul în... Hotelul este dat drumul în 2008. De la Slatina? De la Slatina. Deci, practic, am intrat în lumea asta mai de mult, dar practic, efectiv este, cred că la un an, doi după ce m-am lăsat. Și apoi le-ai dezvoltat, că am înțeles că pe lângă hotel acolo exact. Ai făcut și o bază sportivă. Da. Școala de fotbal o mai ai? Da. Da, am merge. Și școala de fotbal. Merge, e... Mai vin copiii din Oltenia la fotbal. Da, destul de complicat din punct de vedere al... Pentru că e mai mult un hobby decât un business, așa că e un lucru care mănâncă bani, nu aduce neapărat. Da. Da, ai, cum spune și Gică, Hagi, ai o datorie, nu? Exact. Și față de fotbal, da. Așa e. Apropo de fotbal, vezi că noi tot, de câțiva ani de zile, tot căutăm postul de fundaș stânga. Ce părere ai pentru momentul actual și pentru întrecerea și confruntarea de la campionatul european? Tot ne bazăm pe Bancu, mulți îl acuză că nu prea e fundaș, îi place mai mult să meargă în față și o face cu reușite, cu succes. Păi, din păcate... Cam asta este situația. Avem un jucător, un fundaș stânga cu profil ofensiv, să spunem așa, cam ce am fost eu la un moment dat. Da, tu făceai primul foarte bine treaba de fundaș. Partea asta cu Bancu ca fundaș stânga este o chestie care poate fi... Din păcate, la momentul ăsta, România este o echipă și mai ales la Euro, cred că este o echipă care... trebuie să știe foarte bine să se apere. Într-adevăr, ceea ce am spus mereu despre Bancu este faptul că Bancu se simte mult mai bine într-o poziție mai avansată. El poate juca fundaș stânga, dar potențialul lui maxim este într-o poziție mai avansată. Mai departe, din păcate, nu avem foarte multe opțiuni și ne bazăm pe Bancu, da. Da, e un post deficitar. Era acest tânăr, Borza, la care a avut niște ieșiri în decor, cum se spune, exact. Care promitea mult și exact. Foarte tânăr pentru poziția aia. Hai să privim spre final, spre Euro, grupa noastră. O țară pe Complicat. Care o cunoști foarte bine, Ucraina Complicat. În primul meci, apoi Belgia, o forță a Europei și cu fotbaliști foarte buni, dar care întotdeauna găsește și rețeta succesului. Ultimul meci pare cel mai, să spunem, mai da, la îndemână, s-ar putea să fim și într-un scenariu în care ultimul meci să nu conteze. Da, începem greu. Și începem foarte greu, începem cu Ucraina, o echipă care merita să se califice deja de la meciul cu Italia.
unde eu cred că i s-a făcut o nedreptate, dar mai departe de atât, este o echipă cu jucători care joacă foarte, foarte bine la echipele la care joacă, joacă titular la echipele la care joacă, la echipe destul de importante sau echipe importante în Europa și eu cred că avem un meci extrem, extrem de greu. După aceea, Belgia e un... Depinde de pare un monstru cu 7 capete, dintre care unul e De Bruyne, altul e Lukaku și mai sunt încă câțiva mai băieți și aici. Doku ăsta acum. Exact, e și Doku. City, care în ultimul timp e complicat. Arată tot mai bine. E complicat pentru noi meciul cu Belgia, dar încă o dată, noi începem un meci foarte, foarte greu cu Ucraina. Da, și important e, cum spuneți voi, să nu pleci cu înfrângere. Exact, e foarte important. Să pleci măcar e foarte cu un important egal, pentru cu un că în momentul în care practic ai deja înfrângere cu Ucraina la meciul cu Belgia, moralul nu e cel mai la cel mai bun nivel. Cum se pare această simbolistică? Un Hagi în teren, un Iordănescu pe banca tehnică a echipei naționale care a obținut calificarea încă dinainte de ultimul meci. Nu prea îmi plac mie astea, nu-mi plac neapărat simbolisticele pentru faptul că este absolut irelevant și nu-mi doresc decât ca Edi Iordănescu să performeze ca antrenor a echipei naționale și Hagi să încerce să se apropie cât mai mult de ceea ce a însemnat sau ceea ce a realizat Gheorghe Hagi pentru fotbal românesc. Mai mult de atâta, cred că simbolistica este absolut irelevantă. Răzvan, îți mulțumim frumos pentru sinceritatea dialogului de la Povestirile Sportului. Îți urăm reușite în continuare. Apropo, în lumea fotbalului? Vom vedea. Nu-ți dorești să fii antrenor? Nu. Am spus-o asta, am făcut... În administrație, în management? Da, management și am terminat și facultatea de management și alte cursuri. Alte cursuri în zona asta, de management, de administrație. Și n-ai avut niciun fel de propuneri de la nimeni? Ba da. Dar nu a fost să împlinească. Da. Mai sunt încă în studiu, cum să spune. În continuare ești propriul tău agent. Da, exact. Cum ai fost ca fotbalist. Exact, exact. Mulțumim foarte vă mult. Mulțumesc și eu pentru, toate pentru invitație bune și să avem parte de bucurie în această vară la campionatul european. Doamne ajută, cel mai mulțumesc, important. La revedere. Ne reîntâlnim peste o săptămână, stimați prieteni. Toate cele bune.